Apropo de jucători, chiar am o uriașă curiozitate. Ce părere aveți noastră despre Companio? Că se tot vorbește în ultimul timp de Companio. Horia, chiar vrei să mă pui să nu mai vorbesc deloc cu patronul Gigi Becali? Ei, na, acum. V-ați câștigat dreptul, domnul Iordănescu, să spuneți în fotbal tot ceea ce credeți. Chiar sunt curios. Eu cred că, cel puțin în momentul de față, dacă îi s-a arăta susținere, dacă îi s-a arăta mai multă încredere, putea să fie util la echipa lui. Faptul că îl bagi, scoți, îl ții rezervă, iar îl vinzi, iar îl mai bagi, creează o stare pe care jucătorul nu poate depăși. Mental. Este foarte greu. Este foarte greu pentru un jucător de fotbal. Și aici nu mă refer neapărat la italian. După ce îl desfințezi, să-ți mai dea și randament. Îi spuneam și fac o destăinuire din casă, să zic așa. Îi spuneam lui Edi, trebuie la echipa națională să fii și dădacă, să fii și mamă, și frate, și prieten, și să fii și foarte exigent. Cu jucătorii rămân, asta este, să zic așa, obișnuința lor. Mulți dintre ei nu s-au schimbat, chiar dacă joacă în străinătate. S-au întâlnit acum în străinătate și sunt convins că antrenorii de acolo nici nu-i bagă în seamă. Nu stă de vorbă cu ei. Le analizează randamentul, le analizează eficiența, în regulă, joacă. Dacă nu, stai pe bancă și te uite acolo. Îi spuneam lui Edi, jucătorii noștri trebuie avut grijă de ei. Așa au fost crescuți, așa au fost obișnuiți. Dădăciți. Dădăciți, bine ai spus. Da, trebuie dădăciți. Am înțeles ideea. Domnul Iordănescu, Edi a făcut bine sau nu că l-a sunat personal pe Gigi Becali? Nu știu, întrebați-l pe el. Întrebați-l pe selecționar. Sunt problemele lui personale și, sincer, nu pot să mă pronunț. Am înțeles. Dumneavoastră l-ați fi sunat dacă erați selecționer? Păi vă spun sincer, din ce mi-amintesc din timpul în care eram selecționer, l-am și sunat, și nu odată, de mai multe ori, l-am și dat în judecată, să și ruga de mine să opresc acțiunea la tribunal. Așa era, să zic, contextul atunci. Probabil că astăzi aș proceda altfel. Dar n-am știut asta, l-ați dat în judecată? Da, bineînțeles. Pentru ce? Pentru injurii sau pentru ce? Pentru atac la persoană, cum ar veni? Pentru ceea ce declara. N-am știut. Habar n-am avut. Deci l-ați târât în instanță, ca să zic așa? Da, și la ultima înfățișare, înainte de a pleca la campionatul european, eram observator în comisia tehnică la UEFA și la FIFA și înainte să plec, dacă nu mă șel, în Portugalia, era ultima înfățișare, am plecat în Portugalia, dar am lăsat mandat avocatului care mă reprezenta să îl iert. Altfel avea de plat și știu că nu e darnic când dă niște bani din buzunar în situații de genul ăsta. Și el va... Orice să nu pleacă, să nu piard. Am înțeles. Dar el v-a rugat, nu să vă retrageți acțiunea? Nu, sincer nu. Aha. Sincer nu, până în ultima clipă i-am spus că nu retrag acțiunea. Uh-huh. Până în ultimul moment, înainte să mă urc în avion, am telefonat avocatului, peste o săptămână aveam ultima înfățișeară la tribunal și
i-am cerut să... Era vorba și de el și de Meme Stoica. Pe Meme Stoica l-am iertat mult mai devreme. Sau am retras, nu l-am iertat, am retras. Plângerea. Plângerea către Meme Stoica și a rămas doar domnul Becali. Am înțeles.